Sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România în sistemul educațional l-am simțit ca fiind foarte bun, având în vedere că ei de la început au sprijinit studiul limbii ucrainene în școală. Aceasta am făcut încă de la început, fiind prima comună din județul Timiș unde am reluat studiul limbii ucrainene după Revoluție. De la început, Uniunea Ucrainenilor și ei fiind organizați mai puțin, sprijinul a fost, să zicem, mai redus. Dar cu timpul, Uniunea s-a organizat foarte bine și din acest punct de vedere ne-au sprijinit cu toate posibilitățile lor. Și aici aș aminti activitățile noastre care se desfășoară atât la nivel de județ cât și la nivel național. Începând cu Olimpiada de Limba și Literatură Ucraineană, faza de școală județ națională, apoi concursul de recitare poeziei ucrainene, faza de școală județ națională, concurs național Istoria Tradițiilor Ucrainene, faza școală județ, faza națională. Toate aceste activități pentru noi reprezintă un avantaj pentru că oferă posibilitatea elevilor de a studia limba ucraineană, limba maternă și de a-i impulsiona, de a le da un impuls pentru studiul limbii materne. Apoi noi am încercat și am reușit câteva acțiuni proprii la nivel de școală, astfel încât să mobilizăm elevii ca să îi atragem pe studiul limbii ucrainene prin anumite activități. De exemplu, am inițiat și un proiect să ne cunoaștem rădăcinile ca să ducem un număr însemnat de elevi, între 60 și 90 chiar am reușit să-i ducem pe plaiurile natale din Maramureș, unde să-și cunoască străbunii, obiceiurile, datini, având în vedere că noi ne-am deplasat în aceste locuri bănețene și a început să piardă, să zicem, obiceiurile și tradițiile noastre. Sprijinul Uniunii Ucrainenilor este pentru toate aceste activități, pentru elevii care sunt premiați, primesc direct bani, așa, sub formă de bani, apoi se organizează tabere și excursii pentru acești elevi. Excursiile au fost organizate în județul Tulcea, la mare, în tabără. Atunci am avut excursii pe plan local aici, în zona Timiș. Ele sunt însemnate, chiar și financiar, având în vedere că se știe că o tabără costă destul de mult. Premii au fost de asemenea remarcate, de exemplu, la Olimpiadă și Națională s-au luat între 700 și 1000 de lei, ceea ce înseamnă un aport financiar foarte bun pentru elevi. De asemenea, noi am încercat și am reușit să inițiem o formație de dansuri și cântice pentru a păstra obiceiurile și tradițiile, unde Uniunea Ucrainenilor ne-a oferit costume, iar noi, ca și Consiliul Local, a ajutat școala pentru a angaja un conducător al formației. Cu această formație noi ne ducem obiceiurile și tradițiile, participăm la festivaluri de cântice și dansuri, atât organizat de Uniunea Ucrainenilor, cât și ne-am făcut deja cumva cunoscuți și suntem invitați și de alte organizații culturale din județul Timiș și chiar din afara județului. Din cadrul școlii noastre a beneficiat un număr foarte mare de aceste activități, având în vedere că noi avem undeva la 300 de elevi în școală, din care vreo 4-15 ani nu studiază limba ucraineană, care sunt de etnie română, dar remarc aici că și elevii de etnie română studiază limba ucraineană tocmai în această idee că au observat că pot obține multe avantaje. În fiecare an, elevii din școala noastră au beneficiat de aceste premii, concursuri, ajutoare undeva între 40-50, având în vedere că și noi participăm cu un număr destul de însemnat la aceste concursuri, activități educative, recreative organizate de Uniunea Ucrainenilor. În afară de sprijinul primit de elevi direct, material, și școala a beneficiat de anumite ajutoare concretizate în dotarea școlii cu o tablă inteligentă, cu videoproiector, cu calculator, tot ce trebuie. De asemenea, am primit numeroase manuale în limba ucraineană, precum și cărți
de beletristică, deoarece intenționăm, acum avem un spațiu, pentru a amenaja un cabinet de studiu limbii ucrainene și să ne amenajăm acolo și o bibliotecă care să aibă posibilitatea elevii de a răsfoi o carte în limba ucraineană și de a-și perfecționa limba ucraineană. Uniunea Ucrainenilor din România, având în vedere că a sprijinit aceste activități multiple, noi am simțit acest ajutorul lor și în continuare vom ține legătura cu dânsii și sperăm că dânsii cu noi garantat, ceea ce va duce la creșterea nivelului elevilor pentru studiul limbii ucrainene. Sperăm că pe viitor vom avea de asemenea un număr mare de elevi care vor participa la aceste concursuri și nu numai că vor participa, ci vor câștiga concursuri, diplome, așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă de ani. În fiecare an avem elevi premianți la aceste concursuri organizate, începând cu faza pe școală județ națională. Pentru modernizarea procesului educativ, Consiliul Local împreună cu conducerea școlii a inițiat un proiect pentru extinderea spațiului școlar. La o vizită a domnului deputat în comună, domnul primar a ridicat problema aceasta de a sprijini financiar dacă se poate. Domnul deputat ne-a promis și s-a ținut de cuvânt, astfel încât am primit din partea Uniunii Ucrainenilor 50.000 de lei RON pentru inițierea acestui proiect de a extinde școala, ceea ce este un lucru important și dumnealui ne-a promis că va susține în continuare acest proces de extindere a școlii, astfel încât elevii noștri să poată beneficia de mărirea spațiului pentru a moderniza școala și de a implementa unele spații moderne pentru a duce nivelul elevilor din mediul rural cu cel din mediul urban.